Astăzi a fost deschis cel de-al 18-lea șantier de infrastructură rutieră din acest an și al 44-lea per total, dacă luăm în considerare și celelalte lucrări importante derulate de primărie. Deși se află într-o zonă cu multe locuințe și destul de circulată, strada Severin nu a fost niciodată asfaltată până acum. Și asta pentru că peste câteva zile strada Severin va avea asfalt. Într-o primă fază, lucrările se vor derula pe porțiunea străzii cuprinsă între intersecția cu strada Perintei și cea cu strada Dumitru Merticaru. În proiectul de reabilitare este cuprins și restul străzii Severin, de la intersecția cu strada Perintei până la cea cu strada Bogdan Vodă. Aici lucrările de reabilitare și modernizare vor putea fi derulate după ce societatea Apaprod Hunedoara, aflată în subordinea Consiliului Județean, va reuși să deruleze și să finalizeze operațiunile de reabilitare a rețelei de apă canal. Primăria municipiului Hunedoara va continua lucrările de reabilitare, modernizare stradală în acest an atât timp cât condițiile meteo vor permite derularea lucrărilor de acest fel. Pentru anul viitor se intenționează ca lista de investiții în acest domeniu să cuprindă cel puțin 30-40 de străzi din oraș, atât din zone centrale, dar și din zone periferice.